Ioan Tivadar a spus: salut, poți să-mi spui despre acțiuni care folosesc inteligența artificială? Absolut. Deci, o să pun diagrama asta pe ecran, care practic arată cum se mișcă banii în industria AI. Deci, tu, un consumator final, plătești pentru ChatGPT Plus $20 pe lună, care absolut recomand. Sper că cu toții ați cumpărat, da? Eu da. Banii ai plătești la OpenAI. OpenAI apoi plătește Microsoft pentru servicii de cloud, da? Efectiv, Microsoft în serverele lor procesează acele întrebări. Microsoft trebuie să cumpere plăci grafice de la Nvidia, da? Nvidia are un absolut monopol la cele mai avansate plăci grafice pentru AI. Dar Nvidia doar proiectează acele plăci, nu le produce efectiv. Cine le produce? E bine, TSMC, care din nou au absolut monopol, gen cotă de piață peste 90% în cele mai avansate chipuri. Și dacă mergem încă un pas mai adânc, este ASML, o companie despre care puțin ai auzit, dar ei sunt furnizorul lui TSMC, creează aparate de fotolitografie care gravează cu laser acei tranzistori cu precizie nanometrică. Acum, dacă ne uităm la OpenAI, nu este compania publică, deci nu se poate investi, dar în Microsoft se poate. Desigur, Microsoft nu au monopol în servicii de cloud, competitori ar fi Amazon și Google. Nvidia, da, chiar dacă au cotă de piață mare, dar alți proiectanți de chipuri ar fi AMD, ăla e cel mai mare. TSMC îi lăsăm în pace și ASML ies deja prea jos. Acum, o mențiune foarte importantă este Tesla, desigur. Nu, Tesla nu este doar o firmă de mașini. Este, de fapt, în mare parte o companie de inteligență artificială. De acolo vine și proiectul lor de autopilot și, mai târziu, de robot umanoid. Dar hai să vedem cu companiile astea. Dacă am creat așa un coș, ca și un ETF de AI, cum poți beneficia? Păi, cel mai simplu ar fi buy and hold. Chiar dacă recent, tare mult a urcat. Dar dacă cumperi, să zicem, o sumă egală din companiile astea menționate, nu că recomand, dar, exemplu, și ai un orizont de timp foarte lung, 5-10 ani, da, probabil te vei descurca. Acum, este și un alt mod de a intra în tranzacție, de a-ți optimiza momentul cumpărării. Hai să arăt. Bun, suntem aici pe TradingView, pe graficul zilnic în Microsoft și îl luăm pe rând. La ce m-am referit? Păi, dunga asta neagră groasă este media mobilă de 200. Și o să și schimbăm graficul, mergem de la one day la one week, da? Unde fiecare lumânare de asta este o săptămână, să vedem termen mai lung. Deci dunga asta neagră fiind media mobilă de 200 de săptămâni, adică se uită la prețul din ultimii 4 ani, ceea ce este mare lucru. Un truc simplu este să cumperi când prețul ajunge sub această medie. Da? Deci în Microsoft era în octombrie la 215, acum 320. Deci cât e? Urcare 50% în mai puțin de un an. Dacă mergem mai mult înapoi, vedem că mult timp Microsoft a fost deasupra, dar când am mai atins? Păi uite, 2013. A atins aici la 26, după care creștere astronomică. Și așa mai departe. Deci dacă luăm pe rând aceste companii, ne uităm acum unde este prețul comparat cu media. Păi foarte sus. Da. Nu înseamnă că nu mai poate urca, absolut este posibil, dar dacă chiar vrei să te asiguri că, mă rog, nu să te asiguri, să crești șansele că momentul de intrare este un moment bun, atunci aștepți până când prețul scade sub medie. O chestie care se întâmplă odată la câțiva ani, din câte vezi. Hai să vedem Amazon. Pa, mergem așa. Bun. Păi Amazon arată mult mai bine. Deci chiar peste medie este aici, da? Deci nu este atât de supraevaluat ca și Microsoft. Dar desigur și fundamentele nu sunt la fel de puternice. Dacă mergem în trecut, când a fost ultima oară când Amazon a mai fost sub medie? Vedem că ani de zile a fost peste,
2008. Ai de capul meu. Nu cred. Din 2008 încoace tot e peste medie. Absolut. Atunci a fost la 270 și acum e la 138. Și cât e de creștere de 60 de ori? De 70 de ori? Da. Aparent, da. Aparent, Amazon nu m-a însus o luat-o de un deceniu încoace. E bine. Se mai întâmplă. Hai să vedem Google. Google, cum arată? Ah. Tocmai ai ratat. La începutul anului, chiar și prin martie, încă deja era sub medie, pe la 96, și de atunci a urcat foarte mult. Deci, fie cumperi și aștepți foarte mult timp, da, și accepți că poate astăzi nu e cel mai bun moment, sau aștepți câțiva ani de zile până își revine. Nvidia. Graficul ăsta interesant. Deci, din septembrie, vedem că a fost sub medie la 127, de atunci cât? O triplă? Cam așa, cam o triplă. Cam pe aici s-a lansat ChatGPT. Și și-a dat seama toți, încet, încet, că ca să folosești ChatGPT, trebuie să cumperi foarte multe plăci Nvidia. Bun, vedem AMD. Este cam la mijloc, între nivelul maxim, minimul recent. A urcat deja semnificativ peste medie, dar nu este la maxime istorice precum Microsoft. Și mai vedem TSMC. Așa, îmi place. Deci a avut creșterea asta, dar și-a revenit, este aproape, aproape la medie. Deci dacă ne luăm după, nu doar după criteriul ăsta, da, știm că vânzările și profiturile sunt în creștere și prețul pare rezonabil. În special pus în context. Da? Deci, mult mai bine e să cumperi acum la 92 decât în 2021 la 142. Da. Mai vedem ASML. Tot așa, cam la mijloc. Și avem Tesla. Cum stă Tesla? Da, tot așa, cam la mijloc. Deci, vezi tu, eu sunt mare fan în a-ți crea tu propriul tău ETF. Da? Deci, efectiv, poți să ai un ETF de inteligență artificială, cu câteva companii de top. Și chiar dacă momentul curent, să zicem, e supravaluat, mă rog, dacă faci de acum înainte achiziții lunare semnificative, îți șanse mari ca să faci profituri gigantice în 10 ani. Da. Dacă, în schimb, momentan începi cu o sumă gigantică, atunci da, pot trebuie să fii mai atent. A treia variantă, despre care mă rog, n-am vrut să elaborez aici, dar este trend following, să prinzi trenduri. Am elaborat, săptămâna trecută, vineri, deci uite-te la acel video, unde doar prins trendurile de creștere. Da. Și atunci, de exemplu, Nvidia, pentru că a urcat așa de mult și te întrebi, dar mai poate urca? Păi, în cazul cum ai proceda, dacă urc la un nou maxim istoric, ai intrat în tranzacție, și pui stop loss-ul la nivelul minim din ultimele 100 de zile. În caz că chiar îi supraevaluat și nu mai urcă, atunci o să iei o mică pierdere, după care, na, să zicem că scade foarte mult la valoarea corectă și după aia intri din nou când își dă drumul. Da. Aici încestă puțin mai mult efort, trebuie să te uiți zilnic la grafice, chiar dacă doar câteva minute. Da? Inteligența artificială, absolut, este fenomenală, în special cât de repede se dezvoltă. Deci, puterea de calcul urcă cam de 3 ori pe an, care este mult, mult mai mare decât creșterea istorică a calculatoarelor. Da. Riscul este să nu ai expunere în AI. Da. No, bun, atât am vrut, doar un video scurt. Dacă te interesează să pui în practică ce ai învățat, să ai primul portofoliu de investiții, păi te invit la cursul nostru practic de 10 zile. Este un curs mai intensiv pentru cei serioși care chiar vor să se pună pe drumul către independența financiară. Vei pleca cu multiple strategii și portofolii create, atât pe ETF-uri, cât și pe acțiuni, chiar și niște trading. Valoarea este în acel trainer. Nu doar că poți să pui întrebări în timp real, dar după curs te poți vedea cu trainerul 1 la 1 pe perioadă nedeterminată. Da. Până când tu zici
Gata, mă descurc. Lasă-mă în pace. Dacă te interesează, este link în descriere. Pe curând!